100 de kilometri de calea ferată de la Ungheni până la Chișinău vor fi parcurși în 25 de minute. Aceasta este unul dintre proiectele care urmează să fie implementate la Ungheni cu ajutorul oferit din partea Guvernului Republicii Populare Chineze. Ambasadorul Chinei, excelența sa Tong Mingtao, s-a aflat astăzi într-o vizită la Ungheni. În cadrul întrevederii, ambasadorul Chinei și autoritățile locale din Ungheni au discutat despre îmbunătățirea relațiilor de colaborare prin implementarea unor proiecte ce țin de infrastructură. Am frapat, cunoaște și infrastructura, ce ține de reabilitarea drumurilor, colozorului de la între România și Moldova, ce ține de calea ferată, de tronsoană, Ungheni și Chișinău își propune cu investiții de acești 100 de kilometri să ajungem până la Chișinău în câte 25 de minute. Excelența sa, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Tong Mingtao, a dat asigurări că este cointeresat să stabilească anumite legături de colaborare cu administrația raionului Ungheni. Diplomatul a mai menționat că ambasada Chinei în Republica Moldova este dispusă să susțină inițiativele propuse din partea raionului Ungheni. Anul acesta este cea de-a 20-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Populară Chineză și Republica Moldova.